Salut, sunt Andrei, iar astăzi facem probă la walkie-talkie. Eu cu un prieten de-al meu o să ne despărțim aici. Eu mă duc spre sud, iar și spre nord. În momentul de față suntem la catedrală, în centrul Ploieștiului, și distanțăm așa. Vedem la ce distanță între noi o să înceapă să se întrerupă. Hai, să începem! Ok, m-am despărțit de amicul meu acum, mă îndrept spre sud. Aici e catedrala. Hai să mai testăm. Ia zi, unde ai ajuns acum? Doar ce-am traversat strada. Ok, recepționat. E fric în seara asta. Da, e 4 grade. Eu înghețam mâinile. Eu sunt tot un țurțure. Acum sunt în dreptul la Omnia. Tu unde ești? Eu sunt la Jerry Pizza, tu? În dreptul la KFC. Recepționat. Poți repeta ce ai spus? Sunt la școală, băieți. Am început să te aud întrerupt. Deci sunt în dreptul la școală. Mă recepționezi? Mă recepționezi? Cred că s-a pierdut semnalul deja. Mă recepționezi acum? Te aud foarte gâjit. Vezi că o să dau pe max range. Da, acum la max range se aude numai gâjit, dar parcă te-am auzit mai bine. N-am înțeles nimic ce a zis. Mă recepționezi acum? Da, cred că cam asta e distanța pe care poate. E timpul să-l sun pe telefon acum. Să zic să ne întâlnim. Da, dintr-o dată merge. Acum am trecut pe lângă Cinema Patria. Tot înainte. Da, am dat pe max range. Mai mă recepționezi? Te recepționezi, dar întrerup. Sunt în dreptul la poșta română. Poșta centrală mare. Eu încă sunt în semafor, aștept să trec. Ai ajuns la giratoriu? Da. Ia să facem un test. Am oprit max range, mai mă auzi? Deci e clar că nu. Mă recepționezi? Mai mă recepționezi acum? N-am înțeles nimic ce ai zis. Da, cred că asta a putut tot. Deci, colegul meu a ajuns aici la intersecția cu Senjatorul Caraiban, iar eu am ajuns aici la poșta română, poșta centrală. Adică, pentru cine cunoaște Ploieștiul, cam aici. Mă rog, doar că pe partea asta ajunsesem exact aici. Iar el a dispărut în măsurătoare. Broa! Aici era poșta, da? Măsurăm de acolo până Statuia Libertății, ce glumă bună. Până aici. 1,66 kilometri. Da. El era pe undeva pe aici. Da, aici. dat fiindcă eram înconjurați numai de blocuri de-astea înalte. Deci cam pe aici am ținut-o. Nu, nu-i bine. Scuze, sunt vai de capul meu în momentul de față și nu gândesc limpede. Da, deci era aici și a venit de aici, din centru, pe traseul lui 30. Deci tot drumul ăsta a mers pe jos. Deci vedeți ce de blocuri sunt aici, deci normal că a pierdut conexiunea la un moment dat. Noi am plecat exact de aici. Catedrala. El s-a dus pe aici până de unde am venit acum. Iar eu m-am dus spre sud, tot drumul ăsta. O să vedeți și în filmări, doar că, na, noaptea, că atunci am avut noi timp. Am avut niște probleme de rezolvat. Așa, da. Iar aici mă oprisem eu. Exact aici. Ce frumos a traversat ei pe roșu, mă rog. Da, ideea e că eu eram aici în momentul în care am pierdut semnalul. Cam atât poate, 1,66 km în oraș, în situația în care sunt astfel de clădiri între noi. Hai să vedem testul numărul 2. Dar mai întâi să vedem și perspectiva colegului. Mă recepționezi? Recepție! Da, te recepționez. Cam aici e distanța maximă unde ne înțelegem fără... Repetă, te rog. Deci cam asta e distanța maximă în care ne înțelegem fără vizier și fără derupe. Recepționat. Ce pustiu sunt fast food-urile, frate, de nu mă duc să cumpăr de la toate. Afirmativ. De fapt, deci, pustiuie stradă, 2-3 mașini. Vremea lui Ceaușescu revine. Recepționat. Vreți filmarea? Ne ținem la mașină. Recepționat. Deci, mi-am abandonat prietenul aici, pe câmp, lângă Spitalul Județean. Mergem spre giratoriu suspendat. Să vedem când mașina e efectul de... Când mașina e efectul de cuș, că vedem când ne auzim. Da, te aud. Tu mă auzi acum? Da, te aud. Bun, hai că îmi pun cumva telefonul. Uite, îl pun aici. L-am pus în bord. Hai că eu mă duc atât de prieteni. Ok. A picat telefonul. Mă recepționezi? Da, tu mă recepționezi? Te recepționez. Îmi cer scuze că am pus telefonul așa, dar n-am cum să-l țin, mi-a luat și suportul cu mine. De genial ce-am fost. Da, tu mă auzi? Te recepționez. Eu acum urmează să urc pe giratoriu. Hai să vedem dacă ne auzim după giratoriu. Da. Deci, cu efectul de cușcă cu tot, eu încă te aud. Super tare. Se aud acești purești, dar în rest înțeleg ce spui. Păi asta am făcut, am trecut înainte spre Blejoi. O să mă opresc pe la benzinărie aici. Mai mă recepționezi? Am înțeles, deci este întrerupt, da. O să mă opresc imediat. Am ieșit din mașină, mă recepționezi? Unde ești? Sunt la prima benzinărie, după cum cobori giratoriu. Înțeles. Auzi, de ce nu te duci cu cei spre Blejoi? La Rompetrol, la Rompetrol de la ieșire din Blejoi. A, la giratoriu, că trebuie să fac pe giratoriu dreapta, cum ar veni. Acum cobori. Mai repetă, te rog, s-a întrerupt. Mă recepționezi? Să mă recepționezi? Da, te-am auzit întrerupt prima dată, dar acum am înțeles. Uite, dacă eu mă întorc pe giratoriu și fac stânga. N-am înțeles. E ca așa să faci. Am recepționat acum, hai că mă duc. Înapoi la drum. Gata, îmi pun centura să mergem. Acum sunt sus pe giratoriu. Când ajung acasă o să fac o socoteală pe hartă, să văd cât e între tine la spital acolo și la benzinărie aici. Pe urmă la asta la care mă duc. Da, recepționat. Bau! E, până vine în spate. Am coborât după giratoriu, sunt după un tir acum. Recepționat. Am intrat în Blejoi. Recepționat. Pește-te în Rompetrol, eventual. Recepționat. Urmează să intru în giratoriu de la Blejoi. Mă recepționezi? Da, te recepționez. Cu purici, dar e bine. Ok, acolo prioritate e cuiva în giratoriu și mă bag. Recepționat. Auzi, vezi că mă duc un pic mai departe de Rompetrol. A fost dreapta până că mai ești ori pe acolo. Hai că mă duc spre Brașov, vedem dacă se aude de acolo. Unde te duci? Asta e că am citit borna kilometrică și am văzut Brașov. Acum mi-am dat seama ce am spus. Mă recepționezi? Mă recepționezi acum? Ah, sunt chiar în dreptul la indicatorul de ieșire din comuna Blejoi. Adică până în pod. Sunt în dreptul indicatorului de ieșire din localitatea Blejoi. Urmează podul. Deci, suntem la ieșire din Blejoi, urmează podul și îl aud așa, mai întrerupt, mai încet, dar încă ar mai merge să mai mă duc, dar deja nu mai are rost că e enervant. Și, deci cam până aici, o să socotesc când ajung acasă distanța, să vă zic. Ceea ce am să și fac acum. Deci, l-am abandonat, mă rog, l-am lăsat aici, la... Mă rog, mai puțin mai încolo de spitalul județean, chiar pe aici, unde e stația aceea de autobuz. Da? M-am dus înainte, am trecut de giratoriu suspendat și am oprit chiar aici, la combustibil, cred că se numește. Deci, 2,41 km. A prins binișor, la un moment dat a început să întrerupă. Mă rog, nu rău, mai mergea. Și am zis, hai să iau pe un teren mai liber. Așa că... Am plecat de aici, mă rog, din nou, că pe lansat aici, și m-am dus spre Blejoi. Am trecut de sensul giratoriu și am ajuns până pe aici, până în pod. Trebuie să fie... A, chiar aici, unde sunt arabele alea. 3,52 de kilometri în linie dreaptă, că așa se măsoară la stații. Așa cu mașina e mai, cu drumul e mai mult. Când am ajuns până la giratoriu aici, se auzea foarte bine. Puțin purici, mă rog, asta din cauza că eram în mașină. Dar când am ajuns aici, deja era mai rău. De-aia nici n-am mers mai departe, că urma să aud numai gâjie și... Deci, vă dați seama, cred că se aude și în clip, se aude enervant gâjia la aia, mai ales când e pe max range. Da. Ideea mea că a prins destul de bine, eu sunt mulțumit de ele așa, dar n-am ajuns să le probez la 10 km. N-am mai avut nici timp, era și întuneric și am vrut să mergem la terenul de airsoft de la Strejnic, baza aia militară abandonată, cât mai este, că o să niveleze și pe aia să duce în IB. Of, Doamne, cred că aici e. Airsoft ploiești fast, da. Și nu m-am riscat să mergem acolo noaptea, deoarece am fost... Săptămâna trecută cu fratele meu am vrut să facem o filmare de noapte, ceva mai spooky. Și pe măsură ce mergeam cu mașina pe aici, am văzut multe mașini parcate pe stânga, pe dreapta, se vedeau câte două siluete în mașină, mai la distanță, mai în întuneric. Vă dați și voi seama ce se putea întâmpla acolo. Și evident, am ignorat, fiecare cu treaba lui. Și am intrat aici, am făcut stânga să intru la teren, mai în capăt, cam pe aici unde e numele, se reflecta în întuneric niște stopuri ale unei mașini. Și zic, mă, e la distanță, nu ne încurcăm unul de celălalt. Și am băgat-o pe aici, pe drumul ăsta cu spatele, pregătit de plecare. Aici sunt numai boscheți, sunt curios dacă se vede... Nu se vede? Nu-i corect. Așa. Cum am dat jos din mașină, să iau camera din spate, am auzit în boscheți forfoteală și șușoteli. Mama, m-am înghețat de frică, imediat de zis, frate meu, înapoi în mașină, plecăm de aici. De ce? Nu contează, intră în mașină, plecăm. Și am plecat, dus, am făcut și nu m-am uitat înapoi. Deci de aici încolo, nu mai mă duc noaptea pe acolo. Mă trezeam și bătut și violat și cu mașina pierdută sau cu o tăietură, cu un linic lipsă. Nu că așa era prea sănătoși, dar mă rog. Și da. Povestea vieții mele. Oricum, ăsta a fost un prim test. Vreau să le testăm și pe teren drept, nivelat, fără denivelări, fără dealuri, fără clădiri între noi. Mă bate gândul drumul ăsta la Buda. Sunt curios până aici. Până aici, că e linia dreaptă. 5 km. Tot nu-i bine, trebuie mai departe de atât și nu pot să mă duc pe aici, că sunt clădiri. La un moment dat mă gândeam să îl las pe el aici. Și aici... A, Sabui. Să-l las aici la kilometru 6. Și să mă duc tot înainte, până la... Cred că aici e... Asta trebuie să fie lui Ieși și trebuie să fie Băicoi. 12 km, da. Merge să merg așa în linie dreaptă și mă opresc la cât un popas. 10 km ar fi pe aici. Aici trebuie să fie drumul, pe urmă calea ferată. Mă rog. Da, cred că pe aici o să-l testez, că e în linie dreaptă și pare bine. Ce o să fie mai ceva, că o să fie mașini, să nu interfereze cu acelea. Per total, pentru un prim test e destul de bine, mai ales în zona populată. Vreau să-i mulțumesc lui Cosmin că m-a întrebat de o părere pentru ele, că așa m-a motivat să fac un review mai repede. Le-am postate de ceva timp ca unboxing și n-am mai avut timp să le fac review, am avut alte filmări pe cap, îmi pregătesc studioul, vai de capul meu. M-am și necat acum și tușesc în prostie. Sper să nu fie tanti-corona pe la mine, dar nu cred că e. Că n-am simptome. Cred, sper, Doamne ajută. Da. Oricum, mulțumesc, Cosmin, că m-ai întrebat și îmi pare rău că nu m-am ținut de promisiune și ți le-am dat și nu ți le-am trimis duminică. Da, a tot apărut probleme. Dar pe total sper să-ți placă review-ul. Dacă vrei să le probezi altfel sau mai ai o întrebare, te rog, întreabă-mă în comentarii. Sau oricine altcineva care are întrebări, poate să mă întrebe în comentarii, că răspund cu plăcere. Sper să vă ajut. Oricum, mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut review-ul meu. Dacă da, dați vă rog un like, dacă nu, distruge-l, fă-l praf, omoară-l, așa. Poate considerați să vă abonați dacă vă plac videoclipurile mele. O să mai am niște videoclipuri de uploadat și oricum o să mai fac și un al doilea test la stații, garantat. Da. Păi, pe data viitoare. Vă doresc o seară faină. Pa, pa!